Prinde-mă dacă poți. Măsurarea lungimii. Prinde-mă dacă poți. Cred că v-ați dat seama că nici de această dată Foxy nu a răstit de scântecul care să o ducă acolo unde trebuie. Să vedem unde a mai ajuns acum. Bună, Țup! Ce faci aici singur? Salut, Foxy! O aștept pe concurenta mea, știi tu, Easy. Aha, vrea să ne întrecem la alergat. Cred că nu știe cu cine se pune. Ei, ei, urechilă, nu mai de glume te ții. Iar mai păcălit iepurașule. Ah, salut, Foxy! Salut, Izzy! Ce s-a întâmplat? Te văd obosită! Nici tu nu arăți prea bine cu pălăria aceea. Ce să se întâmple? Veneam spre pistă ca să mă iau la întrecere cu Țup și domnul cu urechi lungi mi-a spus că până aici sunt doar 7 pași. Eu am numărat până la 10, că doar atât știam, însă am mai făcut câțiva pași până să ajung aici. Păi, dacă mergi precum gândești, așa ca Melcul, ha-ha! De ce crezi că Izzy a numărat mai mulți pași decât Țup? Pentru că merge mai încet decât el? Pentru că are pasul mai mic decât al lui Țup? Pentru că are pasul egal cu al iepurașului? Sau pentru că are pasul mai mare decât al lui Țup? Super! Acum a înțeles și Izzy. Am ajuns la o pagină foarte interesantă din cartea magică. Iată ce apare aici. Dacă un caiet are lungimea egală cu 4 radiere, iar o masă are lungimea egală cu 2 caiete, de câte radiere avem nevoie pentru a măsura lungimea mesei? Cred că trebuie să procedez astfel. Așez pe masă cele 2 caiete, iar peste ele așez numărul radierelor care reprezintă lungimea acestora, adică 4 radiere pentru fiecare caiet. Acum voi număra toate radierele. Prinde-mă dacă poți. Măsurarea lungimii. La circ cântărim corpurile. Fantoma de la grădina zoologică. Fantoma de la grădina zoologică. Wow, o grădină zoologică! Tu ce cauți aici? Mă urmărești cumva? Bineînțeles că nu! Am venit la grădina zoologică. Știi câte lucruri interesante poți vedea aici? Bău! O fantomă! Aha! Chiar s-au speriat! Veniți înapoi, că nu vă fac nimic! Sunt o fantomă prietenoasă! Vai, îmi tremură urechile de frică. Și mie godița. E, mai bine veniți cu mine să vă arăt ceva. Priviți, aici sunt pinguinii. Ei sunt foarte grijulii cu cei mai mici dintre ei. De aceea aceștia stau mereu în fața celor mari. Ai descoperit pinguinii mari? Dă click pe toți. Felicitări, ai reușit!
Niciunul nu s-a putut ascunde de tine. Aoleu, vin urși polari spre noi. Hei, urșilor, eu, fantoma cu urechi lungi, vă poruncesc să plecați. Ați văzut ce vitea sunt? Și urșilor le este frică de mine. Dar sunt mari, nu glumă. Da, cei mici parcă sunt mai drăguți. Oare cât sunt? Numără urși polari mici. Cât sunt? Nu te grăbi, mai numără odată. Bravo, i-ai descoperit pe toți. Privește, Foxy, acolo sunt niște uriași. Salvează-ne, fantomă prietenoasă. Prieteni, sunt doar îngrijitorii de animale și ei nu vă fac niciun rău. Cred că v-ați speriat, pentru că aceștia sunt foarte înalți. Sigur, ți-ai dat seama că printre îngrijitori există unii care sunt mai scunzi. Dă click pe aceștia. Minunat! Pe tine nu te-au speriat, nu-i așa? Ha-ha, uite cum râd, adică susuie șerpii de noi. Ne-am speriat degeaba. Mai ales cei lungi se distrează de minune. Toți șerpii râd de prietenii noștri, chiar și cei mai scurți, doar că aceștia s-au ascuns printre alge. Poți să îi găsești? Genial! Ochiul tău, alger, i-a văzut pe toți. Iată și struții cu gâtul lor lung. Sunt atât de înalți încât nimeni nu-i ajunge. Nimeni, în afară de mine, fantoma cățărătoare. Au, au, au! Iată, uită cine era fantoma prietenoasă. Pardon, fantoma iepurească. Țup, îți arde de glume la grădina zoologică? Păi, m-am deghizat așa de frică. Cu atâtea animale periculoase în jur, știi, nimănui nu este frică de un iepuraș, dar când vede o fantomă, până și leul tremură. Așa este, prietene. Eu priveam struții și am observat că sunt unii și mai mici, care par mai scunzi și cu gâtul mai scurt. La aceștia chiar și eu ajung. Tu i-ai descoperit? Super! Te-ai descurcat de minune! Acum privește aceste minunate pene de fazan și dă click pe cele mai late. Perfect! Văd că te pricepi. Mai am o întrebare capcană pentru tine. Poți să găsești penele de fazan care sunt lungi și înguste? Sigur că da, acestea sunt. Dar cum rămâne cu cearșaful meu? A rămas agățat de crenguța aceea groasă. Vai, vai, cred că ți-ai pierdut și mintea odată cu cearșaful. Sup, crenguța despre care vorbești tu este subțire. Nu-i așa că am dreptate? Arată-i și tu lui Sup care sunt crenguțele subțiri. Într-adevăr, așa este. Acum înțeles